voi ați auzit de maestrul din orașul Gongmen? Maestru Rinocer Tunător? Da. Fiul legendarului Rinocer Zburător? Da. Și distrugătorul celor 10.000 de șerpi din Valea Ofului? E mort. Oh. E imposibil. Defensiva Korn zdrobește absolut orice tehnică. N-a fost o tehnică. Lordul Shen a creat o armă, una care respiră foc și scuipă metal. Dacă nu este oprit, va fi sfârșitul Kung Fu-ului. Păi eu tocmai l-am învățat! Și acum trebuie să-l salvezi. Mergeți, distrugeți arma și aduceți-l pe Lordul Shen la judecată. Ok, să mergem, să mergem! Wow, stai puțin! Cum să fac asta? Cum poate Kung Fu-ul să oprească ceva ce oprește Kung Fu-ul? Nu uita, războinic dragon! Orice este posibil când ai pace interioară. Pace interioară. Să fie. Ți-am pregătit un pachetel. Ți-am pus mâncare pentru mult timp. Prăjituri, cornuri, legume. Și ți-am pus și toate jucăriile tale. Vezi? Hei, habar n-am ce-s astea. Nu le-am văzut în viața mea. Tată, ai zgâriat-o pe tigroaică. Ți-am pus și poze cu cele mai frumoase momente ale noastre, în caz că te simți singur. Aici noi doi făceam tăiței și aici noi doi mâncam tăiței. Și aici eu te țineam în spate. Nu e dulce. De fapt, pe asta o să o păstrez eu. Tată, mă așteaptă... Sigur. Trebuie să-ți faci treaba. Departe de casă, într-un oraș străin, cu oameni străini și tăiței străini, față în față cu un pericol care poate te ține acolo pe veci. Nu pleca, Po. Trebuie să plec. Sunt războinicul dragon. E sarcina mea să salvez Kung Fu-ul. Și dacă nu o fac... Atunci cine sunt? Ești fiul meu? Nu? Po, să mergem. La revedere. Fiți liniștiți, domnule. Se va întoarce cât ați zice tăiței. Tăiței.